Andreea Bălan și Jador au fost surprinși în ipostaze controversate de paparazzi de la Cancan. Cântăreața a oprit în zona Floreasca, iar la scurt timp a apărut Jador, cel cu care Andreea Bălan s-a mai întâlnit și la Ski în februarie 2023. Artistul s-a urcat în mașina blondinei, iar Jador a îmbrățișat-o atunci când a văzut-o, ba mai mult, cei doi s-ar fi sărutat, potrivit imaginilor surprinse de paparazzi. Cei doi s-ar fi sărutat de mai multe ori. Jador, care părea să fi consumat alcool, ar fi coborât din mașină și ar fi purtat cu artista un dialog surprinzător. Poate sunt prăjit. Doamne ajută să nu mă îndrăgostesc că îmi bag pe rău de tot. Andreea Bălan părea oarecum speriată și i-ar fi cerut lui Jador să se întoarcă în mașină. Intră în mașină că ne vede lumea, i-ar fi zis Andreea Bălan la scurt timp după ce a fost surprinsă cu Jador. Andreea Bălan a postat un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare. Ego-ul reprezintă cea mai periculoasă parte a noastră. Ego-ul este inamicul. Trebuie să ai un pic pentru a putea merge în continuare. Dar dacă îl lași să-ți scape de sub control, atunci vei avea o putere nebună. Lucrul acesta poate fi văzut în ziare, în fiecare zi. Corupția corporațiilor, lăcomia, puterea, credința că ei sunt zei, în luna februarie a acestui an. Jador și Andreea Bălan s-au întâlnit la Ski, în Austria. Manelistul a declarat în nenumărate rânduri că Andreea Bălan este artista lui încă din copilărie. Cei doi s-au întâlnit la Ski și chiar au purtat o discuție pe pârtie. Ziceam că sunt fanul tău încă de când ai venit la concert la Bacău și ai cântat. Eu eram în public și nu am văzut artist care să danseze și să cânte în același timp și să schimbe atât de multe ținute și să fie atât de muncitor. Sunt fanul tău serios. Felicitări pentru tot ce faci, i-a transmis Jador atunci. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.